Destinul maiorului magistrat Constantin Cernat este legat de fosta închisoare politică Gherla, socotită cel mai cumplit spațiu carceral de tip stalinist din România. În anul 1998, închisoarea, la inițiativa Asociației Foștilor Deținuți Politici din Cluj, își deschide porțile, dă putința sutelor de foști deținuți să-și revadă locurile de recluziune, iar oficialitățile în sfârșit recunosc că a existat o cameră a execuțiilor și poate ce este mai important, în dealul Fizeșului s-au identificat morții Gherlei, cei 32 de politici executați între anii 1958 și 1960 și ceilalți 200 exterminați aici, pentru care s-au făcut slujbe și pomeniri, s-au sfințit noile morminte. Într-o margine de cimitir, crucea numărul 1 este a maiorului Constantin Cernat, asasinat la 77 de ani în Zarca Gherlei. Au fost acolo să-i celebreze memoria Răzvan Cernat, nepotul marelui dispărut și fiul acestuia, Emanuel Cernat, un adolescent atunci. Cu toate că era vopsită în culori pastel și modernizată, Gherla arăta la fel de înfricoșător. După 12 ani de încarcerare și bestiale torturi, Cernat și-a petrecut detenția mai mult la izolări și în zarcă, orbise aproape și nu mai putea distinge pragurile coridoarelor. A căzut la un moment dat, a fost lovit de gardieni, în timp ce deținuții, oribilați de atâta neomenească cruzime, strigau: "Nu-l loviți, că e bătrân!" S-a stins din viață în postul Paștelui, la 21 martie 1960. S-au scurs de atunci 55 de ani. Penitenciarul a fost condus în anii aceia de criminali notori, Petrache Goiciu, Mihai Dorobanțu și Dumitru Alexandrescu, director între anii 1952 și 1963. Constantin Cernat s-a născut la 18 septembrie 1882 în comuna Letea, județul Bacău. Părinții lui, Ana și Vasile, plugari, cu o casă și 2 hectare de pământ drept avere, și-au dat cei 9 copii la școli înalte. Constantin este licențiat în drept și în litere al Universității din Iași. A practicat avocatura, s-a căsătorit cu Maria Cristescu și împreună au avut 5 copii. 3 băieți și 2 fete. În anul 1913, ofițer pe frontul războiului din Bulgaria, bolnav grav fiind, este internat într-un spital de campanie al armatei române. Prin ruperea frontului, zona e ocupată de inamici. Luat prizonier, Cernat evadează, trece Dunărea Not și se întoarce în patrie. Dar adevăratele acte de eroism și de vitejie le face maiorul Cernat în timpul războiului pentru întregirea neamului. Cine a fost tatăl dumneavoastră, renumitul Maior Cernat? Tatăl meu este unul din românii care s-a născut la Bacău, în satul Șerbănești, într-o familie cu 9 copii. El era cel mai mare din cei 9, care și-a făcut studiile liceale în Bacău, facultatea de drept la Iași, pe care a absolvit-o cu maximum de notă. După studiile de specialitate în drept, a fost avocat în barou din Bacău. A intervenit în această perioadă războiul de 1913-1916. Când a fost mobilizat și el pe front, ca tot românul. A luptat în războiul din 1913
cu bulgarii și în 916 a primit gradul de sublocotenent, a primit comanda unui batalion de vânători de munte. La comanda acestui batalion s-a umplut de glorie, fiindcă a luptat în toate punctele foarte fierbinți ale războiului, primului război mondial. A luptat la Coșna, la Cireșoaia, la Poiana Uzului, la Mărăș, la Mărășești. Pentru actele de bravură pe front, a fost decorat cu toate decorațiile cele mai importante ale țării românești, cuminând cu Mihai Viteazul. A fost împușcat de 16 ore, a avut 32 de atacuri la baionetă, ultimul atac fiindu-i cât pe acest să fie fatal, deoarece a fost împușcat de la câțiva metri în stomac, perforându-i ficatul. Părinții, mama mea, a și primit un act informativ de la regiment că a fost dat dispărut. Ca după 6 luni de zile să revină tatăl meu acasă, nu refăcut, ci în convalescență, după care a plecat la Iași în căutarea batalionului, care era în refacere, fiindcă din 800 și ceva de oameni mai rămăsese 120. Momentul crucial al necazului tatălui meu este acest moment de la Iași, când l-a întâlnit pe stradă pe fostul lui profesor Longinescu, profesor care avea o stimă deosebită pentru tatăl meu, pentru că îi fusese cel mai bun elev, care în momentul când l-a văzut, l-a luat de braț, l-a suit într-o trăsură și a plecat cu el. L-a dus la fostul ministru Mârzescu, care în momentul acela era la Iași, și l-a prezentat, spunându-i: Georgică, ăsta este omul pentru care m-ai rugat să-l aduc. Ia-l în primire. Și tatăl din momentul acela nu s-a mai deslipit de ministrul Mărzescu, care era ministrul justiției de pe vremea aceea, și a plecat cu ministrul Mărzescu la București, unde a primit funcția de prim comisar regal special al țării. A făcut politică tatăl dumneavoastră? Nu a făcut niciodată niciun fel de politică și nici n-a fost înscris în vreun partid politic, nici el, nici familia lui. În această calitate a avut sarcina să vegheze asupra mișcării comuniste și legionare, dar în special comuniste, care prinsese arii foarte puternice în acel moment. Așa fel încât tatăl meu este cel care a arestat congresul comuniștilor de la Dealul Spirii, el este cel care a judecat procesul comuniștilor, el este cel care a arestat pe toți foștii potentați politici de pe atunci, care erau foarte puțin la număr, cei principali. Tot numărul acela de circa 5.000 de oameni din Congres nu erau comuniști toți. Erau foști socialiști, actuali socialiști pe vremea aceea. Comuniști erau vreo 200. În perioada cât a deținut funcția de prim comisar regal, 1 ianuarie 1918 și 20 septembrie 1924, ani crucial pentru existența statului România Mare, se semnalează o violentă ofensivă a Internaționalei Comuniste, care urmărea exportul de revoluție sovietică în România și în estul Europei. Constantin Cernat a luptat și a zădărnicit această infiltrare bolșevică. La Doftana s-au aflat capii mișcării comuniste, începând cu Cristian Rakovski, cel care aparținea stângii europene din cercul lui Gheorghe Plehanov, cel care a înființat Partidul Social Democrat, și terminând cu Ana Paucăr și Teohari Georgescu, și ei în legătură strânsă cu inteligenția rusă marxistă.
Așa cum s-a spus, în anul 1921, Constantin Cernat a condus operațiunea de arestare a participanților la Congresul de Constituire a Partidului Comunist Român. Cum se vede din ultimele documente ale penitenciarului Muzeu Doftana, aici exista libertatea întruniilor, a declarațiilor, a editării unor manifeste, a grevelor și a protestelor. Aici se aducea săptămânal România Muncitoare. Regimul deținuților politici din Doftana nu poate fi comparat cu teroarea din Gherla, Aiud, Galați, Râmnicu Sărat din anii comunizării, teroare căreia i-a căzut victimă și primul comisar regal. Ana Paucăr a fost judecată personal, anchetată personal de tatăl meu. Pentru faptul că era bolnavă în această perioadă, ancheta nu s-a făcut la închisoare, ci s-a făcut în chiar locuința tatălui meu, unde a stat 3 zile și a fost îngrijită așa cum trebuie, cu doctor și cu medicamente, și după aceea a fost întoarsă la închisoare. Cristescu Plăpumaru, fostul prim secretar al Partidului Comunist, chiar în procesul tatălui meu din 1957, unde a fost martor, a făcut afirmația că n-a fost niciodată maltratat de nimeni, a avut cameră separată, a avut hrană trimeasă de acasă în fiecare zi, lucru consemnat de fapt și în dosarul judecății tatălui meu. În perioada 1940, când generalul mareșalul Antonescu și-a alcătuit guvernul, au existat relații între mareșal, da, și tatăl dumneavoastră? Da, a existat mult mai de mult relații. Mareșalul Antonescu, pentru că era militar de carieră, făcea parte din comandamentul Corpului de Armată din 1918, unde tatăl meu era prim comisar regal special. Și l-a avut, tatăl meu l-a avut subaltern pe mareșalul Antonescu. Mă rog, dacă se poate spune subaltern, nu știu în ce calitate, în ce măsură. În armată se poate spune. În armată, mă. Tatăl meu era major, el era capitan. În 1940 și 2 și 3, nu mai țin minte exact anul, tatăl meu a primit acasă la el vizita domnului Ica Antonescu, care a venit să-i aducă o scrisoare din partea mareșalului Antonescu, care îl invita să primească portofoliul Ministerului de Interne. Tatăl meu, care nu făcuse politică niciodată și nu vrea nici de data asta să se amestece în treburile acestea, l-a refuzat pe mareșalul Antonescu cu un răspuns. Domnule Antonescu, Ica Antonescu, vă rog să fiți amabil să-i transmiteți domnului general Antonescu, domnului mareșal, că pot să-i dau răspunsul în momentul când dumnealui îmi va spune ce căutăm peste Nistru. Așa arăta brava armată română în anul 1940. O zi după 23 august 1944 a început presiunea sovietică pentru dezintegrarea și dezarmarea oștirii române. Din 50 de divizii cât avea armata în 1944, au rămas doar 7. De la 1.200.000 de soldați și ofițeri s-a ajuns la 138.000 și circa 160.000 de soldați și ofițeri români au fost internați în lagărele rusești, din care s-au întors acasă doar jumătate. Tatăl meu a fost arestat în 1947 de la proprietatea care o avea la Focșani. Fiindcă se retrăsese acolo, cu toate insistențele prietenilor și a cunoscuților care îl sfătuiau să plece din țară. Toată viața lui ne-a sfătuit să nu ne părăsim țara. Nici el n-a părăsit-o. Și în 47 a fost arestat. A fost arestat de la proprietatea care o avea în Focșani, la 4 km de Focșani. Fratele meu, cel mai mic, era cu el în momentul acela, l-a petrecut pe aleea
din fața casei și nu l-am mai văzut de atunci niciodată până la procesul din 1957. L-a purtat în toate închisorile, întâi la Focșan, după aceea la Craiova, la Pitești, unde a fost groaznic, 3 ani de zile, la Târgșor, la Sibiu, unde a fost judecat prima oară în 1953 cu ușile închise, la Făgăraș și ultima la Gherla, unde a decedat în 1960. Comunicarea noastră este în 1961. Să ne întoarcem la proces. Cum a decurs procesul? Ați fost în sală? Da, sigur că da. Al doilea proces, nu primul. La primul nu a luat parte. N-a luat parte nimeni. A fost judecat cu ușile închise și a fost condamnat la temniță grea pe viață. La al doilea proces, aici a fost în București, la Curtea Marțială. Am adus și noi copiii să-i vadă. Stăteam în picioare și cu copiii în fața noastră să știe care-i al nostru, a fiecăruia. El îi știa de foarte mici, dar acum a crescut copiii mari. Și dorind să se uite din când în când, nu a fost lăsat decât așa furând câte o privire, că îl înțepa cu o baionetă să întoarcă cap. Procesul a fost un simulacru de proces, doamnă, fiindcă fratele meu, care este avocat și care a fost apărător în acest proces, constatase dinainte, pe baza primului procuror, sentința era deja dată. Procesul a fost un simulacru și el, ca avocat, n-a avut voie să-l apere decât 5 minute. Atât a zis, a spus. Au fost aduși martori la acest proces, niște oameni tineri care, unii din ei nici nu erau născuți pe vremea când tatăl meu era prin comisar regal. În 1918. Procesul s-a sfârșit printr-o nouă condamnare la temniță grea pe viață. Din acest moment nu l-a mai văzut nimeni. Nu a primit niciodată, cât a stat 12 ani și jumătate închis, nicio scrisoare de la noi, nici noi de la dânsul, decât în prima perioadă, la început, de la Craiova, am primit și un act că să mă duc să ridic o sumă de 1500 de lei și un geamantan cu lucrurile lui. De atunci n-am mai primit absolut nimic. Spuneți, nu putea să apeleze la clemența unuia dintre oamenii politici ai vremii, de exemplu, la Ana Pau, cu care se purtase foarte bine în timpul anchetei? Doamne, în 1918, când Ana Pau, care a fost anchetată de tatăl meu personal, ar fi putut să aibă oarecare bunăvoință, dacă nu indulgență, dar o bunăvoință cât de cât, fiindcă Ana Paucăr este persoana care a fost cedată Uniunii Sovietice pentru retrocedarea celor doi generali aflați prizonieri acolo, unul dintre ei se cheamă Codreanu, pe al doilea nu știu numele, și cel care a sugerat această schimbare a fost tatăl meu. În 1946-47, după ce a fost arestat, Ana Pau, care a primit funcții importante, a fost ministru de externe, conducea oarecum problema politică la noi în țară, niciodată nu l-a ajutat, ba din contra, la un congres al Partidului Comunist, care se făcea de obicei atunci în întreprinderile căilor ferate, era la Grivița Roșie, pentru că Gheorghe Udej era fost țarariat cheferist pe vremuri. Ana Paucăr a spus, v-ați adus aminte de toți, dar de maiorul Cernat nu. Și tatăl meu a fost arestat imediat după această afirmație a ei. Urmare a acestei dorințe ale noastre! Ana Paucăr s-a implicat în decimarea armatei române.
celor care n-au acceptat înrolarea în cele două divizii, Tudor Vladimirescu și Horia Cloșca și Crișan, din perioada sovietică, le-a pregătit condamnări nedrepte la tribunalele poporului. N-a uitat pe nimeni. În loc să trăiască bucuria păcii și a libertății, mii de ofițeri români, după august 1944, sunt trecuți în rezervă. Alții, cazul lui Constantin Cernat, își așteptau închisoarea și moartea în acea eternitate a nerecunoștinței proprie istoriei comunismului. A fost absolut confiscat tot. Tot ce a fost pe numele Cernat a fost confiscat. Ce să vă mai spun, stimată doamnă? Când ni s-a luat proprietatea de la Focșani, întâmplarea a făcut că eu m-am aflat acolo să o ajut pe mama mea, care n-a fost lăsată să, nici măcar să intre în curte. Ni chemasă la prefectură la Focșani, un prim secretar de regiune de partid, pentru a o admonesta pe mama mea că nu-și lucrează via. Era tocmai perioada aceea cu inflația aceea teribilă, nu erau bani, băncile nu acordau împrumuturi și când nu ai niște bani nu poți face un lucru, o treabă. Nu? Via trebuia muncită. Și ăsta a fost motivul pentru care a chemat-o pe mama, că să o aresteze că nu muncește via, că o sabotează lucrul acesta și trimeasă la, cu mine împreună la primăria din Focșani. Ni s-a făcut un simulacru de proces verbal, de preluare a întregii averi, proces verbal care a fost izcălit și de către organul de securitate care a fost trimis să ne păzească până acolo. Mama mea de la primărie până la proprietatea noastră a mers pe jos cu mine, dorind să se liniștească o picătură de tot în cazul ăsta de o zi întreagă, și acolo deja era încercuit de jandarmi și de miliție și nici n-a fost lăsată măcar să-și ia valiza, trusa ei cu pălăria, cu o basma care să-și pune pe cap, nimic absolut, așa cum a fost în rochie, am luat-o și am dus-o la gara din Pățești, că așa se chema. Da, între Focșani și Odobești era gara Pățești, acum am auzit că a schimbat numele, nu știu dacă a revenit. Și am plecat cu dânsa la București. Și după câteva vreme, după circa un an de zile, mama mea a primit vizita într-o noapte a securității, care nu știu cum au intrat înăuntru, nu știu cu ce cheie au putut la ora 2 noaptea, s-a trezit în fața patului cu ei. Și fratele meu, că mama mea locuia la celălalt frate, avocat. Și a bruscat-o foarte puternic pe mama, a luat-o de păr, a izbit-o cu capul de dulap și după câteva săptămâni a murit mama mea, în urma acestui atac al securității. Ei doreau să pună mâna pe niște acte. Ăsta este motivul pentru care noi nu avem niciun fel de act. Totul a fost luat de securitate. Absolut tot. Nu avem nici actele de familie, nimic absolut. La Gherla fuseseră aduși foștii polițiști, jandarmi și membrii ai serviciului de siguranță, care supraviețuiseră detenției și aceasta de exterminare a închisorii din Făgăraș. Maiorul Cernat registrase eroi interogat. În cele 64 de volume ale dosarului său de la CNSAS nu există nicio incriminare, niciun nume pronunțat, nicio delațiune. N-a rezistat însă regimului barbar al Gherlei. La vârsta lui, condamnarea echivala cu un asasinat. Așa cum a consemnat literatura memorialistică, la Gherla, hrana era exclusiv din terci și zemuri de varză stricată. Niciodată nu se acorda pâine drept rație, asistența medicală ca și inexistentă, tortura și bătaia erau la ordinea zilei. La acestea se adăugau izolarea, frigul. Regimul din Gherla a fost comparat cu regimul din lagărele sovietice. Doi
trei camarazi de detenție, generalul Nicolae Diaconescu și fostul comisar Flavian Virt, după eliberare vor povesti familiei ce a îndurat maiorul Cernat în ultimile zile de viață și cine i-a provocat moartea. De la două persoane știu. Tatăl meu a fost în permanență închis într-o celulă izolată. Nu a stat cu mai mulți în celulă. Nu a avut pat, nu a avut pernă, nu a avut pătură. Norocul lui a fost că și-a luat de la proprietatea din Focșani o șubă de blană cu un guler mare de lup. Aceasta i-a fost și plapumă și pătură. Bănuiesc că în această balot pe care eu nu l-am desfăcut de 61 a murit, 62, cam pe aici am primit eu balotul acela, acolo sunt lucrurile rămase. Tatăl meu, în momentul când într-o bună dimineață a fost scos din această celulă, în celula alăturată cu încă câțiva era închis și generalul Diaconescu. În momentul când a fost scos din celulă, tatăl meu, vă dați seama, după atâția ani, după 12 ani și ceva de detenție grea, dormind pe ciment și în umezeala, de pe la Jilava și pe la alte închisori unde a fost, avea probabil un romatism foarte accentuat și n-a putut să ridice, n-a putut să meargă prea repede. Atunci, unul din cei trei gardieni care l-au scos din celulă, l-au îmbrâncit, mișcă-te mai repede. Și tatăl meu a căzut jos. Și atunci l-au luat la înjurături și la izbituri cu picioarele în cap, în ficat, în stomac. Și l-a izbit și în față, i-a scos ochiul așa la circa 10 centimetri, era ochiul, așa cel puțin îmi spunea al doilea supraviețuitor care există astăzi, că Diaconescu a murit. Dar Diaconescu, care ne-a spus, zice, am țipat la ei, domnule Cernat, lăsați-l în pace, că e bătrân și moare. Nu l-au iertat, după aceste lovituri l-au dus la infirmerie și după câteva ceasuri a murit. Mulți vizitatori s-au oprit îndelung la Gherla, în celula unde se duceau la îndeplinire execuțiile prin împușcare. Este un memorial în care regăsim nume sfinte pentru noi. Încă mai grozavă. Mâsca asta care este... Acum este curat. Și stăteam de la ora 5 dimineața până seara la ora 22, când se dădea stingerea. Atunci venea și descuia cu lacătul patul pliant și aveam voie să ne odihnim pe aceste bleșuri. Așa. Nu aveam decât un mic vas cu apă din care să bem și o tinetă. Așa. Mâncare tot a doua zi. Veșnic eram în ultimul timp cu Pavlovici. Cu Florin Pavlovici. Florin Pavlovici? Da, sigur, am stat amândoi și toată, ce făceam toată ziua, că nu știam ce să mai facem și discutam și ne certam în limbi străine, făceam și exerciții de limbi. Și ne plimbam toată ziua, că jos nu se putea sta. Era boală. Și pe pat nu aveați voie să stați? Pe patul așa era pliat, vedeți cum e ăsta, pliat acolo. Și cu lacătul pe el. Seara la ora 22 îl desfăcea și... Dar de ce o mai e? O văd că acolo au betonat și fereastra. E betonat, dar nu știu, atunci nici nu aveam fereastră. Nu era fereastră. Așa, era veșnic întuneric. Numele țăranului Pătru Mărgineanu, primarul comunei Obreja, frate cu profesorul Nicolae Mărgineanu și el, o personalitate emblematică a gulagului românesc. Pătru Mărgineanu, împreună cu cei 7 țărani din lotul lui, au fost executați într-o noapte. Erau așa zisele execuții sumare în afara sentințelor penale, dar sigur au avut loc și așa zisele crime la vedere, execuții în urma unor decizii penale. Sau ridicări de deținuți, un asemenea lot de 7 deținuți a fost scos din penitenciar în august 1949 din ordinul lui Alexandru Nicolski cu scopul de a fi transferat la penitenciarul Timișoara și toți cei din lot împușcați la destinație. Și numele lui Iosif Capotă și Alexandru Dejeu,
cei care au răspândit manifeste anticomuniste între anii 1951-1957 în zona Cuiedin figurează aici, condamnați la moarte în 8 iulie 1958 și în septembrie același an executați. 6 luni de zile. Dar de ce ați stat 6 luni aici? Ați fost pedepsit 6 luni? Poftiți? De ce ați stat 6 luni în celulă? Aici, păi dacă m-a băgat aici, 2 ani de zile a stat permanent în celulele astea. Păi astea erau celule de pedeapsă, de izolare. Păi de izolare. Și ce ați făcut ca să vă pedepsească? Dar n-am făcut nimic, numai că în 1900... Rămâneți acolo, că se filmează. În 1950, eu eram condamnat cu... Eu nu știu că dumneavoastră a crezut că mă cunoaște. În 1959 mi-a mărit pedeapsa. În urma Revoluției din Ungaria, s-a rejudecat unele procese la cererea mea. Deși aveam maximul de pedeapsă, 15 ani muncă silnică de 2 ori, în 1959, noaptea de Crăciun, în puterea nopții, mi-a venit sentința la muncă silnică pe viață. N-am mai putut să mă mai trimită și pe mine la muncă, că începuse loturile să plece la suf. Fiind cu condamnarea asta mare, m-au ținut. Au început o anchetă cu toți deținuții care mai eram și mă duce și pe mine la ancheta lui Domocoș Gheza, că el era politrucu, și mă întreabă ce condamnare am, Și îi spun că muncă silnică pe viață. Și la ce cameră stai? La cutare cameră. Nu mai se minte niciun număr. Păi zice, cum stai acolo? Mie din întrebarea asta mi-a sărit sandarea. Păi dar eu stau aici unde vreau eu, unde mă puneți acolo stau? Și apoi mă întreabă că cum e mâncarea? Păi de ce mă întrebați pe mine cum e mâncarea? Păi nu aveți posibilitate, vă duceți la bucătărie, s-o gustați dumneavoastră, să vedeți să poate nu mi-e mâncare. Dar aici n-a mai durat mult. Discuția cu el și cu alți, că mai erau 2 sublocotenenți, a durat cam vreo 10 minute. Dar pe m-a dus la cameră, m-a luat fără să știu într-una de zile, m-a dus la parter, m-a bătut până când m-a sculat pe ciment, descuiat în pielea goală, m-am trezit pe ciment. Mai m-a lăsat 3 zile, m-a băgat la iar la izolare și după aceea m-a luat cu bagaj cu tot, pe mine, pe domn profesor Ion Vulcănescu, pe Costică Costraș de lotul lui Arsenescu, pe... Ce an era? 1960, ianuarie, parcă. Ianuarie sau februarie. Costică Costraș, părintele Vameșiu Ioan, pe ei i-a băgat câte 3. Cam câți erau în acest izolator în vremea aceea? Pe atunci au fost mai mulți, dar nu știam în toate camerele, știam numai de domn profesor Vulcănescu că erau 3. Noroiul ăsta pe jos, așa era aici? Da, mai mult decât atât aici, curgea permanent într-o oală, nu știu unde se ducea apa, dar băncănea tot timpul, pic, pau, pic, pau, pic, pau. Iar acolo mai aveam în plus, la fereastră, un ventilator, care tot timpul urla, zi și noapte urla, încât ăla ventilator umbla să mă nebunească. În acea lună am înțeles de la dumneavoastră că au fost exterminați 32 de deținuți politici. De deținuți politici de la Gherla care au fost îngropați în comuna Fizeș, la 5 km de Gherla, pe un tăpșan unde zvârle fabrica de cărămidă de toate guloaiele. Au avut câte un lemn pus la căpătăi și cu un număr pe o tăbliță metalică. Tatăl dumneavoastră era cu ce număr avea? Numărul 1. Cândva a fost țintirimul fără cruci al românilor. Azi și-a descoperit numele martirilor. Dar cimitirul din Gherla parcă n-are liniște și aparținătorii nu mai au lacrimi. Niciun torționar nu a fost condamnat pentru zelul lui criminal. Pe atunci, penitenciarul din Gherla deținea un trist record. Peste 12.000 de persoane închise, aproape câți locuitori avea orașul Gherla. Am făcut 3-4 intervenții și mi s-a răspuns că Ministerul de Interne nu aprobă restituirea cadavrelor familiei. Cu toate că eu mă adresam că doresc să dezgrob osemintele tatălui meu, că deja a trecut 10 ani de când fusese exterminat acolo.
Printr-o întâmplare am izbutit să capăt această aprobare și împreună cu ceilalți doi frați ai mei am mers la Gherla. La închisoarea din Gherla nu am fost lăsați să mergem nici în fața închisorii, a trebuit să mergem pe trotuarul vis-a-vis. A ieșit afară un împuternicit care ne-a întrebat ce dorește. Eu aveam această hârtie de aprobare, i-am dat-o și mi-a fost dat un ajutant care a mers cu mine împreună până la comuna Fizeș, 5 km, și el a spus că știe unde este îngropat tatăl meu. Și atunci i-am spus, domnule ajutant, pentru mine nu contează în momentul de față pe cine dezgrop. Unul din cei 32 de oameni sunt niște eroi acestui neam. Niște oameni care au suferit degeaba. Eu pe care l-o dezgropa, când spui dumneatale, pe acesta îl duc înapoi în familia, în capela familiei mele. Dar ar să vă mustri conștiința dacă am așteptat de la închisoare că mi se dă un formular, un tablou, că se află îngropat în poziția cutare. Zice, domnule arhitect, am și eu 3 copii și mă bate Dumnezeu. Eu l-am îngropat pe tatăl dumneavoastră la ora 2 noaptea într-o căruță de boi, cu boi. Am pus sicriul tatălui dumneavoastră și cu 2 deținuți de drept comun am mers în comuna Fizeș, au săpat noaptea groapa și l-am îngropat acolo. El este numărul 1 și veți vedea că am dreptate, fiindcă ceilalți au fost majoritatea îngropați cu lanțuri la mâini și la picioare, tatăl dumneavoastră nu are, fiindcă era deja dus la infirmerie, unde doctorul de acolo i-a scos lanțurile. Într-adevăr, eu i-am spus să știi, domnule, că eu totuși am o posibilitate de a verifica și pentru că în cutia de scrisori care mi-a fost trimisă capsula aceea de aur scoasă, probabil după ce a murit dintre tatălui meu, eu știam că mai există o acroșă cu care se făceau pe vremea aceea doctorul dentiști lucrările. Și când am dezgropat craniul tatălui meu, am rugat să-mi dea și, într-adevăr, astea sunt osemintele, pentru că acroșa era încă la dinte. Și împreună cu frații mei l-am pus într-o țoșcă de pânză curată și l-am adus aici și este mormântat la Berlu, în capela familiei noastre. Suntem 5 copii, 2 fete și 3 băieți. Sora cea mai mare, măritată cu inginerul Năstăsescu, care a fost director general la Calea Ferată, bărbatul ei a făcut 1 an și jumătate închisoare, fiind condamnat la 3 ani. Sora a doua nu a făcut, dar a fost dat afară din slujbă de peste tot. Fratele meu, avocatul, a făcut închisoare 1 an și jumătate, fiindcă i s-a insinuat că nu este de acord cu luarea viei de la Valea Călugărească. Eu am fost luat de securitate și dus la prefectura poliției, cum se numea acolo, pe Calea Victoriei, și ținut 1 lună și jumătate într-o anchetă în care, spun cinstit, nu am fost bătut, dar nici bine nu mi-a fost. Am fost dat afară de 6 ori din Calea Ferată și tot ei m-au adus înapoi. Așa sunt pensionar a Căilor Ferate astăzi. O fișe matriculă penală ne dă semnalmentele maiorului Constantin Cernat. Talia 1,68, ochi albaștri, multiple cicatrici din război pe întreg corpul. Și tot atâtea medalii pe pieptul de viteaz. Eu mă bucur cu un singur lucru. Cred că am moștenit dragostea pentru acest neam, fiindcă nu ne-am părăsit țara niciunul din copii, cu toate că am fost ostracizați de maniera în care am fost, corectitudinea de care a dat dovadă părinții mei amândoi
Și faptul că mă trag din două neamuri de oameni care, pe vremuri, țara românească s-au fălit cu ei ca o întregit țara. Eu nu mă pot făli astăzi cu nimica. Nu am posibilitatea aceasta că aș face-o. Familia a aflat de moartea maiorului Cernat în anul 1963, când prin poștă a sosit o înștiințare oficială însoțită de un colet voluminos cu obiectele ce au aparținut tatălui. După 50 de ani, exclusiv pentru memorial, arhitectul Alexandru Cernat, împreună cu fiul său Răzvan Cernat, desfac acest mesaj de după moarte. Hainele și paltonul numai zdrențe, gamela cu boabe de arpacaș pietrificate, ghetele rupte, cusute cu sârmă, toate ne arată cât de monstruos a fost tratamentul prizonierilor la Gherla. Obiectele sunt expuse pe peretele de celulă consacrat lui Constantin Cernat în memorialul de la Sighet. Să ne amintim că maiorul Constantin Cernat a luptat în primul război mondial în fruntea unui regiment de vânători de munte. A apărat cu mult eroism pozițiile românești la Coșna, Poiana Uzului, Cireșoaia, Mărăș, Mărășești. A participat la 32 de atacuri de baionetă și de 16 ori a fost împușcat. A fost dat dispărut în război și s-a întors acasă acoperit de glorie. În 1918, în ultimele zile de război, este din nou grav rănit, un glonte i-a perforat ficatul și doar printr-un miracol este salvat dintre cei muribunzi. A fost numit prim comisar regal și în această calitate, maiorul Cernat a arestat Congresul Comuniștilor din Dealul Spirii și a judecat primul proces al comuniștilor din România. Pentru faptele sale de eroism, Constantin Cernat a fost decorat cu virtutea militară, coroana României cu panglică de virtute militară, Ordinul Mihai Viteazu. A mai fost distins cu cea mai înaltă decorație militară a Spaniei, cu virtutea poloneză, cu leul alb al Cehoslovaciei, cu legiunea de onoare a Franței în grad de comandor. A fost de asemenea răsplătit cu crucea comemorativă cu barete pentru Ardeal, Carpați, Oituz, București, Mărăș și Mărășești și Târgu Ocna. A fost bătut, maltratat și ucis la 77 de ani în Zarca Gherlei. Familia generalului Cernat a avut imens de suferit. Cei trei fii au fost arestați, chinuiți în anchete sau condamnați. Cele două fiice au fost date afară din slujbe. Soția generalului Cernat a murit ca urmare a unei nopți în care s-a trezit cu asediul securității în propria ei casă. Rănile acestea nu au fost niciodată vindecate. Nepotul generalului Cernat, muzicianul și dirijorul Răzvan Cernat, și-a trăit copilăria și tinerețea sub stigmatul politic de a fi urmașul unui deținut mort în închisorile comuniste. Astăzi pare de neînțeles destinul lui Răzvan Cernat, numit la conducerea Operei Naționale Române prin concurs în anul 1997 și destituit câțiva ani mai târziu, târât în procese ca în anii 50, procese pe care, deși le-a câștigat, nu a fost repus în drepturi. Nu sunt deloc întâmplătoare dramele de azi ale celor care au avut în familie opozanții ai comunismului. Deși aparent trăim în libertate și în democrație, aceste biografii sunt marcate mereu de neșansă, de eșec, de o continuă și inexplicabilă marginalizare. Tragedia generalului Cernat s-a răsfrânt și asupra urmașilor, atunci și acum. Ați scos prima cruce, este a bunicului, ați venit la Gherla. De fapt, e crucea cu numărul 1, dar este ultima din colțul din dreapta. Acolo unde a stat în timpul ceremoniei. Exact, da, pentru că așa ne-a spus domnul președinte al filialei. Râmboiu. Da. Deci că ultima să cruce, să stați lângă cruce. Și a stat cu fiul dumneavoastră, l-ați adus la Gherla. Da. Credeți că a fost pentru el important să vină aici? Eu zic că e important pentru oricine și fie că să învățe niște lucruri și din asta și... A fost foarte impresionantă ceremonia, nu vi s-a părut? Și mie mi s-a părut, da. Și faptul că au reușit să dezgroape și să facă totuși, să amenajeze acele morminte, este un lucru extraordinar. Tot nu și aici, faptul că nu trebuie să văd niște, nu știu, un contact direct.
în această zarcă a murit. Da. A murit bunicul dumneavoastră. L-a omorât. Da. N-a murit de moarte bună, sărac. Asta știu. Nu, impresionant că am auzit tot suie de povești de la deținuți care ieșiseră după aia și ne mai povesteau unul și altul. Prima dată când vedeți... Da, sigur. Prima dată când vedeți zarca. Da, sigur. Și cum vi se pare față de relatările noastre din memorial, de exemplu? Nu, față de ce am văzut la filmele voastre, seamănă. Imaginea este tot aia, dar sigur că e norocul ăsta că aici se lipește. Nu e noroc, este ceva care te apasă pe suflet. Nu partea strict impresia, nu știu, fizică. Da, vizuală. E ceva dinăuntru care e o presiune interioară. Zidul. Niciun răspuns. Doar razele reci, ascuțite în unghiere, cu sulița lor m-au străpuns. Unde ești, Doamne? Am urlat la zăbrele. Din lună venea fum de cățui. M-am pipăit și pe mâinile mele am găsit urmele cuielor lui.